Bună ziua! Sunt cu Natalia, dar noi doi. Și vreau să mă duc până la Lidl. Mi-a scris cineva în comentariu că acolo ar fi aparat cum am eu nevoie la cafea, să-mi facă laptele spumzi. Eu sunt așa obișnuit să beau cafeaua și așa îmi place, fiindcă cafea cu lapte e ok, dar nu e tot la fel. Și vă spun de ce. Laptele când e spumă, ai lapte în cană, dar el nu se amestecă instant cu cafeaua. Se amestecă treptat cu cafeaua. Și simt puterea și gustul, aroma lui cafea mai intensiv ca și când amestești direct cu lapte. Asta e fapt dovedit, studiat de mine. Uite, acum am băut, de exemplu, cafea cu lapte. E ok, na. Nu e rău. Dar mai mult îmi place când e laptele făcut spumă. Din cauza care v-am spus-o mai înainte, că nu se combină instant gustul de lapte cu cafeaua. Deci ai gustul de lapte în cafea, dar nu așa dintr-o dată, pe parcurs, cum bei. Și depinde și cât de tare ți-a bătut aparatul laptele spumă. Că dacă îți face o spumă din asta așa mai nu aerată, mai mult lichidă, atunci e la fel ca și lapte cu cafea. Cafea cu lapte, lapte cu cafea. Asta e laptele. Dar dacă e bătută bine spuma, nu se îmbine dintr-o dată cafeaua cu laptele și aveți gust mai intens de cafea. Și acum vreau să-mi cumpăr un aparat. Anul nostru s-a stricat după 10 ani de zile, îi mulțumesc la Melita. Ea mi l-a cumpărat cadou, că am îngrijit-o pe mama dânsei. Și nu mă duc să văd până la Lidl ce găsesc, dar eu sunt cam pretențios cu lucrurile astea. Dacă nu-i ce știu eu că trebuie să fie, nu cumpăr. Vedem. Poate că seamăn puțin pe bunica. Ea e mai pretențioasă, ea e mai minuțioasă, câteodată neînțeleasă. Trebuie să fie toate pe plac. Calitate și preț. Și cam așa să fie. Aici e Lidl, nu pe inima. Aici e Lidl. Și dacă nu găsesc aici la Lidl, atunci mergem un pic mai departe. Vedem. Puteam să caut pe internet ceea ce o și să fac dacă nu găsești ce-mi place. Dar o plimb un pic cu fata mea, Angie filmează cu mami și mai încolo mergem puțin până la neamurile noastre în vizită. Prea în parcare, Natalia, la umbră. E o căldură la noi, uitați că vă spun imediat, 34,5. Foarte cald. Așa am pățit, Natalia, de ziua ta anul trecut. Am căutat un loc cu soare și locul cu soare, un loc cu umbră, ferit de soare. Și am parcat pe un loc de handicap, chit că erau multe locuri. Cineva a găsit de cuvință să sune poliția rutieră. Și am luat 1000 de lei amendă. Dar acum în cazul, ok. Și Natalia a văzut poliția. Oh, doamnele polițiste, toate le-au înțepat viespi în buze și au bulbul. Ok. Așa, am întrebat mai înainte dacă au aparat din ăla de spumat și nu au. Au zis că nu știe să fie avut. Na, nu știu ce să spun. Poate că nu păsă tot Lidl în țară. Sunt la fel de aprovizionați.
O să mă duc și caut. Stai, uitați cafeaua asta, e la ofertă. Asta e foarte bună. Foarte faină e asta. Foarte, foarte intensivă. Da, eu am cafea. Dar aș lua una, Natalia. Ce să fac? Să iau cafea sau să nu iau, Natalia? Da. Ok. Nu se strică. E preț foarte bun. Bun. Atunci mergem, Natalia, altundeva să căutăm aparat de spumat. Mergem până la Flanco. Și la Altex. Acolo la Kaufland. Așa facem. No, bine. Fă curând. Na, Natalia, nu am găsit aparat din alea, din păcate. Mergem până la Flanco și la Altex, aici unde e Kaufland, că nu e departe de noi. Și mergem să vedem ce au, ok? Și nu stă mult bine, Vita. Și-o luat fata mea pâine, și-o luat suc de mere. Mie o zis că să iau o cafea, am luat cafea. Nu, Natalia? Ce ți-ai mai luat, Vita? Un pistol, arată pistolul tău cu apă. Asta l-a luat de la alimentare. Îl stropim pe Ciuciu, că acum e cald. A, și o mică băutură pentru copii. Aoleu, ce e aici, Natalia? Că trebuie să întorc. Aici e datora să puțesc. Că vin din partea cealaltă și n-au văzut. Mulțumesc. Domnul să te binecuvânteze. Dacă pentru voi e atât de important aparatul ăsta, dar pentru mine îi. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu el, așa, dintr-o dată. Poate dacă îl desfac, poate găsesc ceva fir ars, nu știu. Dar n-am avut timp. Dar, ce să știu să zic, 10 ani de zile? Dacă nu găsesc ceva fain, atunci îl desfac. Să văd. Poate e în fir întrerupt undeva. Că nu are nimic, nu are curent. Nu face nimic. Dar dacă e înăuntru, unde e capsat, unde e chestia aia care se întoarce, motorașul, da, unde e motorașul, unde e capsat, acolo, dacă e problemă, n-am ce să fac. La mine, o cană care încălzește laptele și deasupra vine închis capacul de la cană și în capac are chestia aia care curte în lapte și un motoraș. Și dacă e motorașul, devine atunci n-am ce să fac. E acolo încapsat, foarte bine strâns, un motoraș micuț și n-am ce să fac acolo. Vedem ce găsim, la ce preț. Eu n-am dat de fapt nimic pe ăla care l-am. Cum am zis, l-am primit cadou. Am vrut să mi-l cumpăr eu, dar nu m-a lăsat să mi-l cumpăr. Era 100 de euro acum 10 ani buni. 10 11, că în 2012. Și suntem în 2023, da. 11 ani atunci.
faină mașină, Natalia, că nu-i cald ca afară, așa-i? Sper să nu fie geam deschis la noi, să intre căldura. Aia la iarna, fiind vrut mai să avem așa căldură. Acum ne ferim de ea. Da, prea extremă. Așa merge de frig în cald. Prea mare extremă. Oh, ce zgomotoare. Motoarele astea că te sperii, nu știu ce tună. Înalți, turnim la verde. Natalia. Ți somn, iubita? De foame nu cred că ți-e foame, că numai ce ai mâncat. Ai păpat ceva bine? Ai păpat bine, Natalia? Da. Ok. Aici, la sens tare atent unde să fim, că vine de toate direcțiile și suntem oameni, toți facem greșeli. Și mai vă fac și greșeli. De multe ori am văzut aici în sens mașini lovite, mai ales la dimineață când se grăbesc să meargă la lucru. Strada asta tot e reparată și reparată. Atât a fost spartă după ce a fost făcută, nu știu de câte ori, multe ori. Dar să vedeți unde ori spart după ce s-a făcut strada, să vede pe porțiuni. De la soare mare? Aolea, bate soarele. Ok. N-am ce să fac. Bate soarele, Natalia, nu mai am văzut până acum. Ioi. Acum, trebuia să mut un pic telefonul jos. Oh. Sper să nu fi fost toată porțiunea așa. Tot e ok. M-am mulțumit că nu m-am băgat în el. Că era via verde intermitent. Așa am mai greșit așa ca el de multe ori. Așa că tot ok. Am ajuns la flancul. Lăsăm un pic geamul, așa mai deschise, face ceva, nu știu. Na, hai să mergem să vedem ce gândim. Suntem la Flanco și au doar aparatul ăsta. Restul sunt râșnițe aici. Și e cu 200 de lei, încălzește, dar
Hainer pentru mine nu e o firmă care să merite 200 de lei. Nu îmi dă așa multă încredere. Și mai caut să văd. Ok. Na, hai Natalia, să mergem să vedem și la Altex lângă. Și dacă nu, căutăm online. Ok, Natalia. Hai să vezi broasca asta stasă cum înoată. Ah, s-a schimbat. Uite sus, uite sus. Așa. Așa arată Elveția. Da. Da, așa arată Elveția. Multe locuri am fost unde arătat așa. No, bine. No, am fost și la flancul și la Altex. Tot flancul și Altex. Am găsit doar unul singur care nu sunt de acord cu el. Mi se pare scump pentru haine și nici nu-mi dă încredere firma asta. Pentru că iau haine sigură că mă ține 10 ani. E foarte cald. Foarte cald, în noi 36 de grade. Deci, produsele astea mai mult văd că se găsesc online. Mi se pare tare ciudat. Afară este mai multe modele, peste tot se găsesc la noi, văd că mai mult online. Ok, atunci o să mă uit pe internet și o să fac comandă. Păcat că mie îmi place să-l văd, să-l simt, să-l cântăresc, să-l... Foarte aer așa, cumperi online și nu prea știi ce cumperi. Așa, acum mergem acasă, Natalia, nu? Vrei să te ducă tati undeva? Băi, cald 36 de grade, nu sunt mereu. Și trebuie să mergem și cu Angie și cu mami. Uf, cald, cald. Poate dacă mă ducem la cald, l-am de seama. No, bine, noi vă lăsăm. Acesta a fost micul nostru video. Deci nu prea se găsește nici la Lidl, nici la Flanco, nici la Altex aparat de spumat cafeaua. Deci, no, e un aparat separat de aparatul de cafea. E ca și o cană unde se bagă laptele și se învârte acolo un mic, nu știu cum să-i spun, mic ventilator, dar nu ventilator, e o rotiță care spumează laptele. Ok. Acum mergem acasă. Angie filmează cu mami. Mă gândesc că e gata până acum și vă postez mai spre seară ce-au făcut. Cred că au făcut și mâncare și au făcut și castraveți. Ceva de genul castraveți la borcan. Ok. La revedere!